venim în fața bucureștenilor cu o ofertă profesionistă, cu o ofertă onestă, întruchipată de candidatul nostru la primăria Bucureștiului, de domnul Mihai Enache. Eu personal sunt sătul de câtă impostură am văzut în această campanie pentru primăriile Bucureștiului. Sunt sătul de ce personaje ne sunt vânturate în față. Sunt sătul de faptul că suntem obligați să alegem în diferite grade între diferite tipuri de corupție. Nu îmi place corupția întruchipată de domnul Nicu Șordan, după cum nu îmi place nici corupția diferitor candidați ai PSD-PNL. Sunt parte a acelui sistem. Blatul evident de la nivelul primăriei Bucureștiului și de la nivelul majorității primăriilor de sector ne face să avem propria ofertă electorală, o ofertă tânără, o ofertă profesionistă, o ofertă în care contează cei 9 ani pe care domnul Mihai Adrian Enache, candidatul nostru la primăria Bucureștiului, îi are cu rezultate notabile în administrația publică din București. Bucureștenii așteaptă rezultate de prea multe mandate de la primarul general. Au avut așteptări mari și de la actualul edil, în funcție Nicu Șordan, după marea dezamăgire a mandatului Gabrielei Firea. Sunt Mihai Enache, am 35 de ani. Am absolvit facultatea de administrație publică, am absolvit și facultatea de drept și un master în administrație publică și dezvoltare comunitară. Am peste 8 ani și jumătate experiență în administrația publică, perioadă în care am lucrat pentru București în administrația publică locală a Bucureștiului. Am gestionat bugete de sute de milioane de euro, cea mai mare parte finanțate din fonduri europene, bugete mari din care au răsărit proiecte care astăzi sunt funcționale și au schimbat în bine viața bucureștenilor. Stația de metrou Tudor Arghezi, parcarea care asigură acestei stații de metrou o legătură directă, facilă oamenilor, spitalul de stomatologie din sectorul 4, stația de pompieri din sectorul 4, bazin de înot sau zeci de școli asigurate la incendiu pentru copiii noștri. Soluțiile pentru București există, le auzim în fiecare campanie electorală, însă ele trebuie transpuse în teren de un specialist cu pregătire și cu experiență în administrația publică locală. Iar acel specialist sunt eu. Unii dintre candidații actuali la primăria generală nici măcar nu locuiesc în acest oraș, ceea ce este un fapt inadmisibil. Alții traversează orașul în scop de divertisment pe motocicletă, dar nu știu nici măcar cât costă un bilet de autobuz, dărâmite să mai cunoască problemele cu care se confruntă bucureșteanul în fiecare zi. Alții încearcă să convingă bucureștenii că acest oraș are nevoie ba de usturoi, de matematică, însă Bucureștiul are nevoie de administrație și de competență. Bucureștiul trebuie să devină capitala noastră, o capitală predictibilă, o capitală frumoasă, sigură, o capitală a familiilor. Este ceea ce punctez în programul meu pe care l-am prezentat încă de acum 7 luni și este ceea ce voi face eu după alegerile din 9 iunie. Am nădejdea că bucureștenii vor analiza ce au făcut până acum acești candidați, ce îi recomandă să ocupe funcția de primar general și vor constata că singura alegere care le poate asigura dezvoltarea orașului este alegerea de aur.